Familia asta este foarte bogată și respectată. Copiii primesc tot ce își doresc, sau ce puțin asta credem noi. Până când aflăm ce se întâmplă în spatele ușilor închise cu familia asta și vedem că cei doi frați fac un plan să-și omoare ambii părinți. Și reușesc dar după ce urmează un proces foarte îmbărligat în care trebuie să aflăm dacă frații sunt justificați cu crima lor. Serialul se numește Monster, The Lyle and Eric Mendes Story și este al doilea sezon al serialului Monster, Dammer, care a fost foarte controversat. De data asta, acest serial este făcut de Netflix, îl găsește acolo, dar știi ce se întâmplă câteodată, nu? Știi, nu? vrei să cauți un documentar sau un film mai vechi și nu-l găsești la noi în țară. Ai pățit și tu treaba asta. Stai liniștit. Știi doar că am soluția pentru asta. Surfshark VPN este sponsorul acestui clip. Le mulțumesc foarte mult. Surfshark VPN este o rețea privată care îți asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa IP. Surfshark VPN oferă foarte multe beneficii, ai acces la întregul database Netflix, plus că ai subscripții mai ieftine pentru servicii ca HBO Max sau YouTube Premium și e simplu, îți schimbi locația din două clicuri. Și cu Surfshark One ai și alte futures, ca Alternative ID, o identitate online nouă și un e-mail care te ajută să-ți păstrezi identitatea privată ca să te protejezi de spams sau broker de date. Și asta mi se pare super cool, la câte scams există. Și acum, ce ai așteptat tu, ce erai tu foarte curios, asta o să-ți placă, o ofertă specială de la prietenii mei de la Surfshark. Mergeți acum în descriere, accesați link-ul și primiți până la 4 luni adiționale gratuit. Ca să ai acces la oferta asta, mergi în descriere, apasă link și pac acces la ofertă, ești în altă țară, te uiți la ce vrei. Mulțumesc foarte mult Surfshark pentru sponsorizare. Acum hai să revenim la serialul ăsta care iară întoarce capete și, sincer, nu-mi place discuția. Javier Barden joacă un rol foarte bun și clar mai adaugă de la el pentru rolul ăsta, păcat că nu-l vezi așa de mult în serial. Trebuie să aștepți vreo 5 episoade până când primește un episod mai mare cu relația lui tată-fiu, dar e normal, asta e formula Netflix în care pun un actor cunoscut. Chloe Savini e ok? Irosită pentru serialul ăsta? Înțeleg că povestea este despre frați, dar sunt frații care povestesc despre trauma lor cu familia. Deci trebuie să arăt și familia, iar ei o fac foarte puțin. Cei doi frați jucați de Cooper Koch sau Coach și Nicolas Chavez sunt ok. Unul mai over the top, așa și celălalt mai tăcut. Clar, Cooper Coach, o să-i spun Coach, îmi pare rău, a vrut să se transforme pentru rolul ăsta așa cum a făcut Evan Peters pentru Dahmer. Dar se vede diferența de actorie. Dacă nu știi nimic despre cazul ăsta, o să crezi tot ce spun, tot ce arată acolo și fac pariu că asta se întâmplă deja cu o grămadă de oameni care au văzut serialul ăsta. Bănuiesc că pentru ei era mult mai interesant ăsta decât White Lotus de buget. Mă scuzați. Eu știam de cazul ăsta, am urmărit un documentar acum mai mulți ani și cazul e destul de popular. Și știau și Netflix. Știau că Ryan Murphy, creatorul serialului, o să bage mult de la el sau nu o să prezinte evenimentele ca facts. Pentru că au creat un documentar care să meargă în paralel cu serialul ăsta, unde au luat interviu și fraților, că na, să arate că pe ei interesează doar să spună povestea corect din fiecare perspectivă, vezi doamne. De ce este diferit serialul ăsta sau abordarea față de serialul Dahmer? Frații ăia încă trăiesc, încă se judecă și încă încearcă să iasă din închisoare. Serialul ăsta, activ, poate să schimbe soarta lor, schimbă percepția publicului și cum o să fie judecați și cum o să trăiască mai departe. Pentru că știi și tu că oamenii o să se uite doar la suprafață, doar ce e prezentat. Ok, am văzut serialul, dar ce? De ce crezi că ea de la Netflix fac ei așa de capul lor, păi mei, pro. Uite un exemplu, ca să înțelegi, în timpul procesului s-au spus multe, dacă ai urmărit cazul. Iar multe nu au fost dovedite, pe ambele părți, nu au fost, doar s-au spus, că erau și alte perioade. Și circunstanțele în care s-au spus sunt îndoielnice. Creatorul serialului Ryan Murphy a luat tot ce s-a spus și a făcut un colaj și a prezentat în serialul ăsta și a lăsat-o cumva la tine. O fi pe bune? Nu o fi pe bune? Nu știu. Dar s-au spus. A spus cineva că ăștia doi frați făceau duș și sex împreună? Păi hai să arătăm. Că sigur se întâmpla. Sau poate nu se întâmpla. Dar hai să arătăm. Și asta o să creadă cu oamenii care se uită. Dacă îi întrebi, ce? O, erau doi frați gay care făceau sex. În... Erau weird, frate. Și au omorât și părinții. Când în realitate ei au spus că nu s-a întâmplat. Foarte jegos ce au făcut cu serialul ăsta doar pentru senzațional și că știau că o să vorbească oamenii despre asta. Serialul în sine are 9 episoade și nu, nu are nevoie de 9 episoade. Este un episod unde e doar un frate care vorbește 33 de minute, ăla e tot episodul, stă la masă și vorbește. Și mulți spun că ăla e cel mai bun episod. Serios? Ala în care nu spune mai nimic nou? Nimic ce nu a spus până în punctul ăla? Yikes! Și de multe ori serialul nu știe ce poveste vrea să spună. Arată partea fraților cu abuzul sexual de la tatăl lor, dar după aceea o tratează de parcă nu a existat și că e inventată, că totul e ok. În special cum Alex l prezinte pe Lyle. Și mai ales fiind o situație din asta unde ne întrebăm, sper că unii s-au întrebat, măi, da, au omorât părinții, dar de ce? Răspunsul simplu e pentru bani. Au arătat în serial că au vrut bani, dar nu este niciodată atât de simplu, aveau bani oricum. Și clar, serialul înflorește foarte mult ca să croiască narrativa pe care o vrea. Mai spun atât, am pornit serialul ăsta doar pentru că au ieșit niște știri, că știam când au apărut, am văzut trailerul, știam de caz, am zis că nu mă uit, dar imediat după aceea au apărut niște știri că o să facă și sezonul 3, care o să fie cu Charlie Hunnam, cool, și o să fie povestea lui Ed Gein. Ok, căutați dacă nu știți, nu învățați totul de la serialele astea. Pe scurt, Ed Gein este criminalul care a fost o inspirație pentru masacrul din Texas, Leatherface și mai multe și aia este o poveste interesantă, omul ăla era un monstru după care au creat alți monștri, dar ăsta a fost rău, a fost mai rău decât Dammer care nici ăla nu era cine știe ce pentru mine, um, da, recomand The Monsters, nu. Așteaptă sezonul 3, dar nu știu, bănuiesc că e bun pentru nivelul Netflix, îmi lipsește așa de mult American Crime Story, dacă n ați văzut American Crime Story, ăla serial bun. Înainte să plec, acest clip este sponsorizat de Surfshark, mergeți acum în descriere, acum, mergeți în descriere, accesați link și primiți până la 4 luni adiționale gratuit. Ca să ai acces la oferta asta, trebuie să fie clar, da? Merge în descriere accesezi linkul, pac, 4 luni adiționale gratuite, ești în altă țară, te uiți la ce vrei. Mulțumesc mult, Sărșar, pentru sponsorizare. Aceasta a fost experiența mea cu serialul Monsters, care este a ta. L-ai văzut? Vrei să-l vezi? Discutăm în comentarii. Mersi că ai stat cu mine. Vizionare plăcută. Salut! Cred că o să se lase cu popcorn în comentarii, deci fiți atenți, o să fie mulți oameni care, pentru că sunt convins că părerile o să fie împărțite, așa a fost și la Dahmer. Eu am pus un clip despre Dahmer, dar nu l găsiți pe canalul ăsta, trebuie să scrieți Sucre, Dahmer și îl găsiți, nu e atât de ascuns. Dar o să fie mulți care s-au uitat doar la serialul ăsta și cred doar ce s-a arătat în serialul ăsta și e suficient și înțeleg asta că, și eu poate mă mai la niște seriale bazate pe true events și după aia nu mai caut ce s-a întâmplat. Dar dacă chiar vreau să am o opinie despre sau să văd, bă, s-a întâmplat așa sau e pe bune, caut un pic mai mult, măcar minimum să mă uit la un documentar. N-aș avea încredere în documentarul ăla pe care îl scoate Netflix acum în paralel cu serialul, dar whatever. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere este o lună plină, cum poate ați început să observați deja. Avem chestii și la cinema, dar avem chestii și de Halloween, dacă n-ai verificat, și mai facem și câte un live. Mersi foarte mult de susținere, câte o cafeluță, toate ajută acolo la combustibil. Începem. Mersi mult. Vizionare plăcută!